Băi, băiatule, ce foame mi-e, bă, Andrei! Dacă în momentul de față mă duc jos și nu găsesc nimic de mâncare, efectiv o să... Frate, nu mai... Frate, e gol. E literalmente... Andrei, cine a mâncat toată mâncarea din casă? Andrei, cine... ce faceai acolo? Andrei, ce era aia? Ce... Căfă? Nu tu căfă, că eu țip aici la tine. Andrei, de ce... Nu mai e mâncare în casă. Am luat ieri, efectiv, am făcut ieri cumpărături de, cred că, 300 de lei. Unde sunt cumpărăturile respective? Am mâncat tot! Bă, dar... Bă, nu e uman, efectiv, să mănânci atât. Efectiv, nu e uman. Pur și simplu, nu e uman. Păi, ok, dar am mâncat ieri. Acum e foame, dar... Bă, ai mâncat! Dar ce facem? Dă o comandă, hai, nu mă interesează. Dă o comandă și dă o comandă ca lumea. Bă, stai, bă, că... Că ce? Că nu înțeleg ce? N-am bani! Andrei, eu știu câți bani aveai ieri și aveai destul de mulți. Gen, aveai, cred că... Aveai mult mai mult decât mine, în orice caz. Unde... I-am cheltuit. Bă, fără supărare, dar... N-ai ieșit din casă. Poți să știu și eu pe ce ai cheltuit banii? Adică... Așa, de curiozitate doar, mai mult. Am dat comandă de o chestie. Aha, ok, și ce chestie e aia? Hai, dă, vreau să văd și eu. Ce? Ce e aia? Bro, ce e aia? Ce e aia? Ce? What? Zici că e un pistol? Bă, tu ți era pistol? Bă, stai, nu trage. Bă, stai, de ce ți-ai luat pistol, Andrei? Adică, îmi cer scuze dacă ți-am făcut vreodată ceva, dar nu cred că e cazul să acționeze așa, gen. Nu? Nu că? Nu e letal. E metal? Ce e? Adică e pistola? Nu... E o șmecherie cu el? Păi ce șmecherie este că nu mai pot? Adică zic, frate, că-s curios ce poate să aibă un pistol atât de scump? Păi... Și gen... Are X-Ray! Bă, stai puțin, X-Ray-ul știi că e gen... Ilegal, gen... Peste tot în Minecraft, nu? Adică... Gen... Ilegal la modul serios, nu știu... Tu nu l-ai... Bă, stai puțin, nu e legal să deții așa ceva, eu îl folosesc în moduri constructive. Bă, Andrei, e ilegal să ai X-Ray și e ilegal să deții așa ceva. Da, să cumperi, nu e? Ba e, crede-mă! Mi s-au închis și lumile, gen. Bă, Andrei, ok, nu știu, eu zic să ai grijă. Ia mai arată-mi-l și mie, te rog. Arată-mi-l și mie. What? Ok, nu știu, ai grijă cu el, hai că mă duc să dau eu o comandă, presupun. Da, ai grijă, nu știu, o să mă uit aici la televizor în continuare. Frate, omul ăsta știe că gen e complet ilegal să ai X-Ray gen în Minecraft. Bă, dar ce tare e ăsta cu pești, mai ai văzut ăsta la televizor? Bă, e, cred că efectiv cel mai troll program ever, adică e efectiv un program cu pești gen. Omul meu râde la pești gen. Ok, da, ok, Andrei, cred că ai răs suficient. Da, doamne, bă, ce? Ia, vrei să-mi spui cât de mult iubești tu peștii? Mi-am adus aminte. Ce, ți-ai adus aminte de vremea când erai tu pește sau ce? Am văzut ieri. Aha, ok. Pe TikTok, ok, bun, not bad, sincer. Un challenge! Și vrei să facem și noi un challenge, să facem multe view-uri cumva? Asta vrei să-mi propui? Și era concurs de minat. Așa și? Ce îmi spui mie, gen? Și să facem și noi că avea multe view-uri. Păi ok, putem să facem un concurs de minat să filmăm, dar gen, care-i premiu? Adică trebuie să fie ceva interesant. Păi să facem pe 1000 de lei! Ok, ne vedem pe când la ora 2. Ia, stai să vezi cum mă... Mamă, stai să vedeți cum îi iau banii lejere și de mână, mi-au și bicicleta, cred că ajung și primul. Stai să vedeți ce concurs de minat fac cu Andrei, iau banii instant. Bă, de asta e puțin. Nu știu dacă ar fi o idee bună să fac un concurs cu Andrei. Dar vă zic mai mult de când ajung. Nu prea cred că e bine să mă întâlnesc cu Andrei, pentru că știți care e pistolul ăla care a zis că are X-Ray în el? Acum nu știu. Oh, amice, să trăiești, bă, căfă. Bă, mă, just în același timp relativ, nu? Acum stau să mă gândesc, da? Ha, ce tare. Bă, Andrei, ia vino-mă puțin cu mine. Vino... Nu, actually, așteptam aici că mă duc să iau ceva. Stai 2 secunde, perfect. Bă, Andrei, ia, fii atent, ia vino puțin. Uite, tu vezi chestia asta la copacă de ciudată, gen? Uite, te știu... Băi! Bă, Andrei, ia scoate... Ce e ăla, frate? Trag? Băi,
Tu ai venit efectiv să-mi propui un concurs de minat diamante sau un concurs de minat fix după ce mi-ai spus că ți-ai cumpărat un pistol cu X-ray. Adică cât de deștept poți să fii, gen? Efectiv, cât de 2 IQ îl arunc? Vezi că fii atent. Ia, că mă amenință cu pistolul acum. Nu-l folosesc că tu vezi când îl folosesc. Bă, nu mă interesează. What? Aruncă chestia aia acum. Exact. Nu, chestia aia. Chestia asta. De ce ai luat-o de, în primul rând, de ce ai venit cu ea? De ce mi-ai propus un concurs de minat și tu ai venit cu pistolul cu X-ray, gen? Am uitat-o în unde? În buzunar. Dar o arunc. Bă, băiatule, tu-ți bagi joc de mine. Chestia asta n-ai voie, efectiv. No. Așa, exact. No. Tu n-ai voie să folosești chestia asta, ok? Să ne înțelegem. Fă un turn. Ok, bun. Da, să nu uităm unde e. Bun. Tu n-ai voie să folosești chestia asta pe tot parcursul. Totul e filmat, ca idee, ok? Deci n-ai cum să mă păcălești. Bun. Acum, hai să găsim un cave și să vedem de unde începem concursul de minat. Pentru că ai vrut concurs de minat complet legal și complet corect. Așa facem, să fie totul corect, fair and square. Bă, Andrei, ești sigur că aici vrei efectiv să facem tot concursul ăsta? Da. Ok, presupun. Stai să începem amândoi din același loc. Fii atent, stai aici, cu grijă. Ok, perfect. Bun, era să mor sau ceva. Și hai să facem în felul următor. Bă! Băiatule. Ok, hai să vedem. Vom face în felul următor. No. Sau, bă, da, actually, stai, stop! Stai. Vom face câte un tunel. Și eu voi merge în partea asta, tu vei merge în partea aia, da? Și... ok, da, bun, perfect. Și vom avea, stai așa că pregătești și recuzita, atenție. Nu știu dacă se poate observa, dar aici am pe telefonul meu un timer de 10 minute fix, pe care îl voi începe în câteva momente. Dar înainte de toate, bă, stai că... că ce? Că să-l pun și eu să fiu sigur că... a, mă, frate, zici că te mint. Bă, fii atent că mă duc să-mi iau telefonul că e în altă cameră și... nu o să stau aici lângă lava asta că tu mă împingi. Mă duc sus. Aaaa, ce șobolan. Crede că nu. Deci tu, efectiv, nu are încredere nici să stea feca că crede că îl împing eu în lavă, pe bune. Ok, îl aștept să se ducă să-și ia telefonul, presupun. Bă, sper că nu merge altuneva, da? Adică chiar te duce afeca, gen. Nu, mă, nu? Bine. Ok. Te cred. Ok, cât timp Andrei este afeca sau nu știu ce face el mai exact, presupun că este afeca, vreau să-i fac un mic prank. Practic, el aici își face el mine, aici continuă, așa că vreau să-i pun eu aici un TNT, un stone și un pressure plate, ca în momentul în care intră în mina asta, efectiv, eu o să vin într-o grabă totală, o să intre aici, nici nu o să vadă care pressure plate-ul ăsta aici, care direct detonează mare TNT, ca idee, așa că... da, nu știu, pur și simplu o să încerc să-i fac prank-ul ăsta și dacă merge bine, dacă nu merge, aia e, dar probabil o să fie super amuzant. Așa că, hai să vedem. Ia, că se aude ceva. Bă, e o pasăre, e un avion, nu, e Andrei 2010. Salut, domnule, gata, ai și tu timerul? Ok, gata, deci, bun, hai că-mi pun și eu timerul. Stai să ce? Să bag aici, gata, eu am băgat 10 minute, adică eu dau start când zici tu să dau start. Mamă, de-abia aștept. Ok, bun. Deci, 3, 2, 1, start! Hai, du-te! Dai, 10 minute, ce până de acum, Andrei? 10 minute! Ce faci, mă, de ce nu mergi? Hai, Andrei, 10 minute, ce până de acum? Let's go! Mamă, ce se întâmplă aici? Andrei, hai că merge ceasul, hai, du-te! What? Bă, Andrei, ce ai făcut, mă? Mamă! Bă, băiatule, Andrei, cum ai făcut, mă, asta? Top 10 trolluri? Ah, mă, că a fost bun, ai ce să zici, dă-te încolo. A fost bun. N-a fost că n-am murit. E, lasă că tot a fost amuzant, n-ai ce să zici. Mai avem 8 minute 36, dacă îți vine să crezi. Deci concursul nostru de minat. Bă, da, sper că nu trișez, da? Cu alte prostii sau alte porcării. Deci sper că... Nu, aia zic, deci fără trișare, vă rog. Ok, aia zic, dacă nu trișează... Mă, Andrei, ce... Mă, ce scrie pe chat? Ce? M-am auzit eu ceva sau... Bă, Andrei, ce... Nu, mă, nu... Mă...
Bandri, tu parcă ți-ai lăsat pistolul acolo în pădure, gen. Ce se întâmplă? Păi bă, ce? Bă, e un bug? Ah, ok, e un bug. Bine, hai, te cred pe cuv... Bă, Andrei, ce se... Bă, ia stai puțin. Bă, ia stai o secundă. Ok, deci în momentul de față m-am dat pământ. Băi, omul ăsta 100% trișează. Deci vreau doar să îl văd cum trișează. Aia e întrebarea mea. Cum poate să trișeze? Ia, fii atent că nu cred că mă știe aici. Ia, vreau să văd cum poate să trișeze omul ăsta. Asta e întrebarea mea. Ia, văd că luminează normal momentan. Deci fiți atenți, dacă trișează, îl trolez. Nici măcar nu exagerez, mă dau cu invizibil, nu știu ce fac. Da, eu îl trolez pe omul ăsta, că n-ai cum, efectiv. Vreau să regrete că a trișat. Nu văd cum folosește X-ray-ul, efectiv. Ia. Bă, ești bun! Bă, voi ați văzut asta? Vai de capul meu, cu cine... Na, cu cine voiam eu să fac concurs? Bă, băiatule! Ai de capul meu! Bă, omul ăsta chiar e pe bune? Ia, stai să mai activez o dată chestia aia, că murim de râs, efectiv. Ia, uite-l! Uite, uite cum se duce la diamante și șobolanul! Ok, știi ceva? O să-i zic lui Andrei că eu în continuare minez, că mai sunt 6 minute. Și în astea 6 minute vreau să-i fac cea mai grea sesiune diminat din viața lui. Vreau să-l trolez. Pentru că efectiv omul e chiar nu e ok. Omul trișează, gen. Ia, ce găsim, mă, Andrei? Am găsit diamante? Ha, ha, ha. Ai, mă, frate, cum așa? Bă, pe bune. Cum ai găsit diamante, Andrei? Zici și mie. Cum ai reușit să găsești diamante, gen, efectiv? Cu talent? Ah, ok, bine, mă, băiatule, ok. Înțeleg. Dacă cu talent, atunci cu talent ai găsit. Dacă tu zici, efectiv... bă, ce ai făcut, mă, Andrei? What? Cum ai murit? Mă, ce? Andrei? Andrei, cum ai murit, mă? Ce, mă? Cum ai murit, mă? A căzut lava pe mine? A, păi ai și tu grijă, mă. Ai și tu grijă. Bă, ce faci, mă? Cum de tot mori? Bă, Andrei, ce ai, mă? De ce mi-ai dat TP? Cum să stau eu pe TP? Unde scrie că ți-am dat TP? Eu minez aici. Ce, mă, Andrei, bă, nu ți-e bine, ce ai? Continuă-ți acolo de minat. Bă, dar sigur nu trișez, nu? Sigur nu trișez, da? Ok, bine, e bine, e bine dacă nu trișezi. E chiar foarte, foarte bine dacă nu trișezi. Că, nu știu. Deși tu... Deși eu ce? Eu nu trișez, mă, băiatule, ce ai? Trișez câteodată la parcurs și dropare? Aaa, bine, mă, scuză-mă pe mine, ești de bun. Scuză-mă pe mine. Acum n-a, scuză-mă pe mine. Ok. Bă, ce? Ce-ai puțin, mă? A venit? Ploaia? Cum o să vină ploaia în cave? Ce-ai? Ce-ai, mă, Andrei, ai nebunit? Să vină ploaia? Da, cu fulger! Fulger, mă, cu in! În cave! Bă, Andrei, dar eu te mai trebuie încă o dată, adică, gen... Tu, pistolul ăla de X-ray, sigur ăla de stat în pădure, gen? Da? A, ok, bine, mă, hai. Dacă tu zici... Dacă tu zici, eu te cred acum, na, de ce să te mint? Eu te cred. Bă, dar tu sigur te descurci acum? A, ok, e bine că te descurci. Bă, frate, omul și-a dat creativ, e nesimțit. Câte diamante ai, Andrei? Că mai sunt 3 minute, gen, până acum. Deci, până acum mai sunt doar 3 minute. Un stack! A, ok, dar cum ai găsit atâtea diamante? Efectiv, nu înțeleg, efectiv. Bă, nu, omul e chiar nesimțit, ești pe bune. Omul folosește până și creativ. Deci, uitați-vă și voi, fraților. Am găsit, mamă, ce găsim, frate? Iar ai găsit diamante! Ok. Bă, hai că mai avem 3 minute, ne vedem înapoi în pădure când terminăm, ok? Ne vedem înapoi în pădure. Ce puțin, mă, Andrei? Ce ai pățit? De ce spamezi? Dă-te pe să vezi, păi nu pot, că n-am OP, că ți-am zis că nu trișăm. Hai, ne vedem când s-a terminat ăsta. Ok, Andrei în momentul de față mai are foarte puțin și ajunge aici să ne întâlnim. I-am spus că, bă, cele 10 minute au trecut și acum să vedem ce am găsit fiecare. El desigur că va veni cu un chest plin de diamante, probabil. Iar eu voi avea un chest în care scriu: Andrei, am stat cu spectator. Stai, am stat cu spectator până acum pe tine și am văzut că ai folosit X-ray și creativ. Trișorule, rușine! Semnăm.
mesaj by iSilent 3. Și o să vreau să vină să citească chestia asta, să vedem care o să fie reacția lui când l-am prins efectiv în 4K, că a fost ultimul trișor. Hai să vedem. Oho, prietenul meu, hai străiești, ce zici? Ia, ia mă, Andrei, cu ce te lauzi? Ce ai găsit tu? Ia să vedem. Bă, ești nebun! Asta ai găsit tu în 10 minute de minat? Da? Bă, cât de șmecher ești! Bă! Bă, nu pot să cred, efectiv, că atât ai găsit efectiv în 10 minute de minat, gen. E efectiv stack-uri întregi de blocuri de diamond. Interesant. Ia vezi ce am găsit eu. Nu am găsit decât o chestie, gen. O carte, efectiv. Ce părere ai de ce am găsit? Andrei? Bă, dar și tu ai trișat la dropper și parkour. Bă, trișorule, nu-ți e rușine! Bă, te-a văzut toată lumea cum ai trișat. De ce mă mori? Bă, dar nu mai ce să spui. Ai trișat, efectiv, gen. Bă, și tu? Și eu ce? Da, mai bun, deci las-o sunt clar pe Andrei 20 cum a trișat. Foarte urât, copii voi, să nu trișați în jocuri. Deci da, Andrei... N-a fost frumos.